Elevii care nu solicită să frecventeze orele de religie pot să desfășoare doar activitățile stabilite de fiecare școală prin propriul regulament. Potrivit actului normativ, spațiile în care se desfășoară activitățile și cum sunt supravegheați copiii trebuie stabilite tot de unitățile de învățământ. La fel se procedează și în cazul elevilor cărora nu li s-a asigurat condițiile pentru frecventarea religiei conform propriei confesiuni. În cazul lor, Ministerul Educației are o altă alternativă. Cei din această categorie pot cere să frecventeze orele de religie ale altor culte ca audienți. În data de 25 septembrie 2015 a apărut Ordinul de Ministru al Învățământului pentru aprobarea metodologiei de organizare a predării religiei în învățământul preuniversitar. În legătură cu elevii care nu frecventează orele de religie pentru că nu au depus cerere în acest sens. Pentru aceștia, unitățile de învățământ stabilesc prin propriul regulament de organizare și funcționare activitățile pe care le pot desfășura, spațiile în care se desfășoară activitățile respective, precum și responsabilitățile pentru asigurarea supravegherii și siguranței elevilor în perioada în care ceilalți colegi de-ai lor participă la ora de religie. Elevii care lipsesc de la activitățile stabilite de școli sau de la orele la care au cerut să participe ca audienți o fac pe propria răspundere, iar persoanele care se ocupă de supravegherea lor nu mai au nicio răspundere în ceea ce îi privește. Ordinul Ministerului Educației mai prevede că începând cu anul școlar 2015-2016, frecventarea orelor de religie se face doar la cerere, astfel că elevii nu mai sunt înscriși automat la orele acestei discipline.